Este ora 19, bună seara doamnelor, domnilor, m-am reîntors, sunteți în umbra știrilor, foarte bine. Au trecut 47 de ani de la cutremurul din 1977, iar capitala țării este pe lista celor 10 orașe din Europa care sunt extrem de vulnerabile în cazul unui seism puternic. Multe clădiri din centrul Bucureștiului ar putea fi puse la pământ, dar primarul metropolei anunță astăzi că suntem bine, chiar foarte bine. Vedem declarația șocantă sau lipsită de, nu știu, experiență în domeniul politicii imediat. Vă arăt și care sunt școlile din București cu bulină roșie, acolo învață 10.000 de elevi, însă acest lucru pare că nu este băgat în seamă de autorități. Lista celor peste 400 de școli și licee, imediat. Tot imediat ne uităm și la ce se întâmplă pe scena politică. Cu mai puțin de 4 luni până la alegeri, coaliția încă este în căutarea candidatului pentru capitală. Nume sunt date de PSD și PNL în câteva momente. Tot atunci vă arăt și cum încearcă PNL să dea vina pe PSD pentru traseismul politic, asta deși doi miniștri de la PNL au venit cu proiectul. Vă arăt înregistrarea din ședința liberalilor puțin mai târziu. Când vorbim și despre o altă înregistrare, dar de pe grupurile interne ale AUR, ce a ajuns să le ceară George Simion liderilor de partid, cum trebuie să arate un membru, disperarea din voce, toate detaliile în această oră. Când vorbim și despre Gheboasă, vedeta puștilor de 13 ani a fost săltată pentru deținere de droguri, lista substanțelor consumate de bucureșteni, imediat începem. Și vă prezint invitații de la această oră, este vorba despre doamna Sarmiza Andronic, analist politic, bună seara! Bună seara, mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru prezență, domnul Călin Gheorghe Matieș, senator AUR, bună seara! Mulțumesc, bună seara și mulțumesc de invitație și salut și pe telespectatorii! De asemenea, domnul Victor Ilie, deputatul USR, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și nu în ultimul rând, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD. Bună seara și dumneavoastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Începem așadar, doamnelor, domnilor. Au trecut, doamnelor și domnilor, 47 de ani de la cutremurul din 1977, soldat cu peste 1500 de persoane decedate și 10.000 de alte persoane rănite. Însă capitala, la 47 de ani de la acest incident, arată, nu știu, cel puțin periculos. Dacă mergem în multe zone din București, doar la Dumnezeu ne mai putem ruga, că la autorități sau spera că autoritățile fac ceva, mai bine nu. Mergem însă cu detalii la colega mea, Daria Floroiu. Bună seara, Rafa, bun găsit tuturor! Astăzi se împlinesc 47 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai mare dezastru care a avut loc până acum în România, dar se pare că nimic nu s-a schimbat, iar în prezent Bucureștiul stă să cadă, din câte puteți observa și în imagini. Acest bloc nu are nevoie neapărat de un cutremur pentru a se prăbuși, fiindcă este foarte ușor să se prăbușească oricum, pentru că este foarte vechi. Până acum doar 12 clădiri au fost reconsolidate de către fosta administrație, iar primarul general al capitalei, Nicușor Dan, se laudă în prezent doar cu 3 șantiere deschise, însă nu este deloc suficient pentru situația critică în care se află capitala acum. Bucureștenii nu știu că dacă vin pe centrul vechi pot plăti oricând o ieșire cu prețul vieții, pentru că aici este foarte periculos, vorbim despre foarte multe clădiri care stau să se prăbușească. Un locuitor din 4 al capitalei ar suferi pagube majore în cazul unui cutremur puternic, asta arată cele mai recente date ale unei analize, iar în cazul unui seism, mai bine de jumătate din clădirile cu bulină din București se vor prăbuși. Locuitorii capitalei, Rafa, sunt printre cei mai afectați oameni din lume în contextul unui seism puternic, asta arată o analiză a Băncii Mondiale, care spune că Bucureștiul este unul dintre primele 10 orașe din lume cu cel mai mare risc seismic. 1600 de clădiri din București se află în clasa 1 de risc seismic cu bulină roșie. Numai în centrul vechi unde ne aflăm și noi acum se află astfel 40 de astfel de clădiri și pe centrul istoric zilnic vin mii de oameni, mii de turiști, iar mai multe cluburi sunt la subteran, exact cum era și colectivul, și se poate întâmpla oricând o tragedie, iar cei de la ISU au semnalizat aceste probleme, au semnalizat problema că dacă se va întâmpla un seism sau va avea loc un incendiu, ei nu vor putea ajunge la timp la fața locului,
pentru că nu au loc cu autospecialele, iar primarul general al capitalei, Nicușor Dan, a tot declarat de nenumărate ori că va rezolva și această problemă, dar se pare că nu a făcut nimic. În ultimii 2 ani, municipalitatea a expertizat doar 36 de astfel de clădiri, iar capitala a devenit extrem de vulnerabilă. Potrivit unui studiu, un cutremur ca cel din 1977 ar lua peste 6.000 de vieți și ar face 16.000 de victime și ar pune la clădiri mii de clădiri din capitală. Da, statistici îngrijorătoare în cazul în care ne-am confruntat cu un astfel de cutremur. Cel puțin de 20 de ani nu am mai avut un cutremur care să depășească 5,7 pe scara Richter, dar spun specialiștii că nici n-ar trebui să avem un astfel de cutremur care să depășească această scară la undeva la 5,5%. La ce se întâmplă în acest moment în centrul vechi al capitalei? Nu știu, sperăm doar Dumnezeu să ne ajute. Haideți să începem discuțiile, pentru că avem reprezentanții partidelor și vreau să vorbim cu domnul Ilie. Ce se întâmplă în capitală? Pentru că, uitați, domnul Nicușor Dan, în 3 ani, aproape 4 ani de mandat, nu a reconsolidat o clădire măcar, doar a început să reconsolideze. În fosta administrație reconsolidase deja 12. Da, aici cu privire la cifrele consolidate în mandatul anterior și fără îndoială situația este una îngrijorătoare pentru, și nu este de anul acesta, nu este din 2020 sau din 2016. Sunt clădirile acestea care sunt în stare avansată de degradare de foarte mulți ani. Ce putem să spunem este că USR a introdus în PNRR, da, acel program de modernizare a României, peste 220 de milioane de lei pentru consolidarea clădirilor. Deja au fost semnate contracte pentru clădiri iconice din București, inclusiv Teatrul Bulandra și așa mai departe. Acum, dacă ați zis și ce s-a făcut în mandatul anterior, 15 contracte semnate în mandatul Gabrielei Firea au fost denunțate de municipalitate pentru că nu au fost îndeplinite obligațiile antreprenorilor care și-au asumat aceste lucrări și încă sunt proceduri în instanță pentru preluarea șantierelor de la acel constructor care nu și-au îndeplinit obligațiile. Adică ei, contractele sunt denunțate, dar ei nu vor să părăsească șantierul. E greu să finalizezi o lucrare de consolidare și în termen de mai puțin de un an, dar și mai ales dacă foștii constructori aleși pe diverse criterii nu și-au terminat treaba și nu predau înapoi șantierul. Pe de altă parte, nu doar aceste clădiri cu bulină expertizate, pentru că se expertizează... Sunt foarte multe neexpertizate pentru că nu... Pentru că sunt noi și s-au construit în haosul imobiliar care iarăși vine din mandatele anterioare. Adică dacă putem să... dacă comparăm mandatele, dar dacă putem să lipim o etichetă de Nicușor Dan, putem clar să spunem că a supărat toți rechinii imobiliari. Pentru acum cred că a blocat o grămadă de construcții din acestea, pe Heirup, în parcuri și așa mai departe, unde nu se respectă nicio regulă. Ne întrebăm, acele construcții care vin din anul 2000 încoace, nu le expertizează nimeni pe alea, că n-are Dar de în ce. Acest moment, cred că nu este vorba despre supărarea rechinilor sau nu, domnule Zetea, să-mi spuneți care este părerea noastră, este vorba despre siguranța oamenilor și despre ce am reconsolidat și ce nu, vorbind pe cifre. Da, acum, sigur, nu să dăm vina pe un singur primar sau pe altul, că nici n-ar fi absolut deloc. Da, dar putem vedea ce spun cifrele. Cu adevărat, nici în ultimii 30 de ani de zile nu sunt cifre îmbucurătoare în București, în ceea ce privește reabilitarea. Mai datul trecut au fost câteva clădiri, sigur, și în funcție de bugetul pe care îl ai, dar, sigur, mandatul ăsta să stai absolut deloc și să nu faci să tu dai vina că n-am făcut în mandatul trecut, am preluat nu știu câte șantiere. Nu ne-am înțeles cu constructorii că stăm în instanță. Asta este caracteristica mandatului lui Nicușor Dan în fruntea Bucureștiului. Că stă în instanță, că se ceartă cu toată lumea, că nu face nimic și absolut nimic nu se mișcă. Eu sunt de acord că în București s-a construit haotic. Vedem lucrul ăsta în ultimii 30 de ani de zile. Am văzut ce s-a întâmplat la cutremurul din Turcia, când erau clădiri alea care nu aveau nici măcar o fundație, care la un cutremur, sigur, mult mai mare, ce a fost în Turcia, au căzut așa, ca și castelele de cărți, efectiv. Sunt astfel de clădiri în București? Da, am văzut relatări în presă, sigur, construite acum 10 ani, acum 15 ani, acum 20 de ani. Se întâmplă astfel, s-au întâmplat astfel de lucruri, dar nici să ajunge în situația asta în care domnul Nicușor Dan a blocat absolut tot.
toate firmele mari de construcții din București fug din București în momentul ăsta, își mută afacerile până la urmă de aici. Încasările la nivelul bugetului municipiului București au scăzut drastic. Asta afectează inclusiv produsul intern brut al României, pentru că nu se mai construiește în București, care era principalul motor a construcțiilor în întreaga țară. Asta este un pericol economic. Nu spun că trebuie să construiască ilegal, Doamne ferește. Dar totuși să stai 4 ani de zile și să te lauzi cu asta că tu ai blocat tot, asta este o mentalitate de... A ceea ce a avut până acum Nicușor Dan în ultimii ani de zile. Adică un ONG-ist care a fost contra. Un Gigi contra în București, care de-a lungul anilor știu să fac asta. Domne, să nu fac ăia, nu să fac eu ceva. Să nu fac ăia alții. Vedeam că chiar zâmbiți, dumneavoastră, vă rog. Dar nu, ați invocat cifrele și e important. Avem așa, 1600, 1600 de clădiri cu risc seismic. Da. 12, spuneți dumneavoastră, dar din cele, noi știam că 18 au fost semnate contracte de către Gabriela Firea. 12 s-au mutat denunțate. Deja oamenii acolo. Da, știre în martie 2020 era că 3 au fost predate proprietarilor. Dar oricum cifrele sunt îngrijorător de mici. În total au fost semnate 25 de contracte în mandatul Gabrielei Firea. În mandatul lui Nicușor Dan au fost semnate 97 de contracte. Da, deci, ca să vorbim oră, de ordine, la această oră, la fel cum... după 3 ani de mandat, nu avem un bloc în care să se mute cei care au părăsit clădirile. Nu avem încă. Haideți să luăm pe rând. Acum și la domnul Ilie și la domnul Zetea, vorbim de 47 de ani. 47 de ani construcții cu risc seismic. Și vorbim de s-au făcut 5, s-au făcut 12, s-au făcut... Dumnezeule mare și bună. 47 de ani și discutăm de 10 clădiri? Adică despre ce discutăm? Și vorbim acum, vedem că în Gorj, anul trecut, școală cu un singur nivel, fisuri și a trebuit reparată integral. Deci avem mult mai multe. Făceați cumva un calcul un pic macabru, vor fi 15.000 de oameni. Asta e la cel mai mic. Eu spun că n-avem nicio estimare, pentru că exact cum spunea și domnul Ilie, la nebunia asta imobiliară de construit fără să faci o expertiză ca lumea solului, fără să materiale ca să vinzi cât mai repede, și există peste tot în țară disfuncționalități în construcții. Ne putem aștepta la mult mai rău. În Turcia n-au căzut blocuri vechi, au căzut efectiv și blocuri noi. Bun, aici exact. Problema cu blocurile exact. Noi, nici și, măcar n-am adus-o în discuție. Și de asta e important. Pe rând, pe fiecare dintre invitați vreau să-i ascult. Problema blocurilor noi nu am abordat-o, pentru că mi se pare o problemă despre care nu putem vorbi, pentru că nu prea avem informații cu privire la acest subiect. Oricum există un trend, cel puțin în București, mergem înspre blocurile vechi. De ce? Pentru că acolo măcar știm că sunt blocuri solide. Acum, în blocurile noi, foarte mulți oameni vin și spun că, de fapt, nu este ceea ce scrie pe hârtie. Doamna Sarmiza Andronic, în ultimii 2 ani de zile, în București nu s-a, nu știu, renovat, nu s-a reconsolidat nici măcar o fațadă, spunea doamna Gabriela Firea. Ceea ce văd eu este că nu doar în București, ci și în celelalte orașe mari, toți candidații la primărie au acest capitol în programul domniilor lor, ca să zic așa. Toți vorbesc despre consolidarea clădirilor vechi. De ce? Pentru că toate clădirile acelea de pe vremea comuniștilor știm foarte bine cum au fost făcute. Acum, eu am auzit-o pe colega dumneavoastră vorbind despre un cutremur și slavă Domnului să nu mai vorbească niciodată despre asta și nici să nu simtă, pentru că este foarte tânără. Eu mi-amintesc exact cum a fost în acea perioadă, deși nu eram în București, și a fost un dezastru și în orașul în care eu eram, și țin minte nu atât clădirile căzute, cât panica care domnea printre oameni și dezastrul la care urma să fim supuși cu toții. Da? Lipsa alimentelor, apei și așa mai departe. Mi-imaginam acum, când discutau domnii de la partidele politice, cum ar fi, Doamne ferește, de o nenorocire în București, domnul, l-am găsit pe Nicușor Dan? Adică am ști de unde să luăm pe Nicușor Dan, ar ști domnia sa ce trebuie să facă într-o astfel de situație, că
pare că poate nu. Poate ne răspunde reprezentantul USR-ului. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, însă revenim și discutăm despre ce face coaliția de guvernare. Îl caută pe cel care ar putea fi candidatul la primăria capitalei, profilul acestuia, dar vorbim și despre ce se întâmplă acum în Aur. Avem înregistrările șoc. Revin.